Consiliul Județean Buzău a aprobat proiectul privind extinderea și dotarea unității de primiri urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău în vederea finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Practic, după aprobarea proiectului în maximum 2 săptămâni, urmează să fie semnat contractul de finanțare din fonduri europene. Pentru reabilitarea și extinderea celei mai solicitate secții a Spitalului Județean Buzău, Consiliul Județean va contribui cu o finanțare proprie. Săptămâna viitoare, sau poate cel târziu săptămâna viitoare, în 2 săptămâni, tocmai de aia astăzi a fost pe ordinea de zi, vom semna finanțarea pentru extindere și reabilitare unitatea de primiri urgențe, mă refer aici la UPU. Vom primi banii europeni, 1.500.000 de euro, pentru că atât sunt alocați de către Comisia Europeană, iar restul de bani acolo noi vom face mult mai multe lucrări decât ne-am fi putut permite din acest 1.500.000 de euro. Îi vom pune din surse proprii ale Consiliului Județean. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău a fost înființată în anul 2007 și are o suprafață de 604 metri pătrați. Extinderea presupune construirea unui alt corp de clădire, subsol și parter, paralel cu actualul imobil, cu care va comunica printr-un culoar de legătură și care va extinde suprafața totală a unității de primiri urgențe la peste 1000 de metri pătrați la parter și aproape 1000 de metri pătrați la subsol, unde va fi amenajată și o parcare de 800 de metri pătrați.